Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru marți. Marți este o zi destul de interesantă, aș spune eu, o zi în care se iau decizii importante. Este o zi și cu tensiuni, dar este o zi în care putem să ne organizăm foarte bine. Putem să luăm acea decizie care să ne ajute să ne organizăm. Care să ne ajute să ne facem viața mai bună. Fie că e vorba de a ne organiza timpul pentru următoarele zile, fie că e vorba de a lua o decizie pentru a ne schimba programul pentru următoarea perioadă. În egală măsură, țin să menționez că este o zi cu foarte multă intuiție. Începe să se simtă din ce în ce mai mult un aspect foarte benefic de pe cer uh, și anume apropierea lui Neptun de asteroidul Juno. Poate să fie o zi bună să avem niște discuții cu persoana iubită, discuții serioase, frumoase, dar în egală măsură aș recomanda ca în, acea zi, ca în această zi de marți, să ne deschidem din punct de vedere spiritual, din punct de vedere energetic, pentru că vom avea cu toții tot felul de experiențe, poate aparent banale pentru cei mai mulți dintre noi. Pentru alții pot fi lucruri miraculoase care se pot întâmpla, dar acele experiențe ne vor duce într-o direcție în care vom reuși să vedem lucrurile altfel. Avem judecata care vine cu o predispoziție spre a ne vedea cu persoane din trecut. Judecata vine cu acel moment pe care tu l-ai așteptat foarte mult timp. Este acel sentiment de trezire. Simți că reînvi, da? simți că din nou ai viață, simți că îți crește energia. Avem aici Justiția, ambele cărți vorbesc de dreptate divină, dar vorbesc și despre acel moment în care reușim să luăm cea mai înțeleaptă decizie. Pentru cei care aveți astăzi uh, de lucru cu acte, hârtii și documente, este o zi bună, este o zi în care veți găsi soluții la acele probleme care poate au fost în ultimele săptămâni. Puteți să aflați tot felul de vești care să vă schimbe destul de mult percepția față de o persoană, față de cineva anume. Însă tot repet acest lucru că în acest an, luna decembrie, vine cu energia eremitului care vorbește despre detalii, vorbește despre a ne uita atent în jurul nostru. Foarte frumos! Chiar este o zi destul de drăguță pentru toată lumea. Vă reamintesc de filmările pentru această săptămână. Dacă nu le-ați văzut deja, vă invit să o faceți, pentru că uh, urmează să avem niște sărbători de neuitat cu toții, uh, mai ales în primele. de fapt. Mai ales în prima zi de Crăciun, atunci se întâmplă multe lucruri. Am discutat deja pentru fiecare zodie în parte, atât la partea publică, cât și la partea din comunitate. Te invit cu drag să vezi acolo ce se întâmplă. Și de asemenea, te invit la previziunile pentru luna decembrie, dacă ești curios să vezi ce mai urmează. Nu uita că pe 21 avem solstițiul de iarnă, despre care deja am vorbit în filmările pentru această săptămână. Mai urmează și o lună nouă în semnul Capricornului, despre care, la fel, deja am vorbit în previziuni. Și te invit și la previziunile pentru 2023, dacă ești curios să vezi ce îți transmite tarotul pentru următorul an, sau dacă ești curios să vezi ce îți transmit astrele. Care sunt previziunile astrologice pentru zodia și ascendentul tău vor apărea toate zodiile. Eu îmi doresc să apară toate până marți seara. vom vedea cum anume vor decurge lucrurile și acestea fiind spuse, te invit la zodiile de care ești interesat, e foarte important să asculti și de la zodie și de la ascendent. E important să vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, pentru că de cele mai multe ori ceea ce ți se întâmplă ție clar are legătură și cu ei. Bun. Începem cu berbecul. Uh, pentru tine este o zi în care reușești să rezolvi ceva important legat de o femeie, reușești să finalizezi ceva pentru alți berbeci. Nu știu, finalizezi curățenia sau primești o veste legată de o închidere și. Atenție că poate să fie ceva legat de o bancă sau ceva legat de o instituție. Ideea este că primești o veste bună. Doar că. Uh, va fi nevoie să-ți organizezi mult mai mult economiile pe un termen mai lung sau va fi nevoie să-ți planifici mult mai bine. Treburile de acum încolo. Poate să fie o zi în care un prieten te supără sau apar tot felul de schimbări din acestea. Încă o veste bună am și anume ascultă-ți foarte mult intuiția pentru că astăzi tu ai ocazia să vezi prin oameni efectiv. Ok, hai să vedem mai departe și tarotul ce se transmite, ce trebuie să știi pentru ziua de marți. Să vedem, dragi berbeci, ce vă rezervă această zi. E ziua lui Marte, Marte este guvernatorul tău în astrologie, deci ar trebui să te simți și mai bine de atât. Mai ales că uh, nu mai este în aspecte chiar atât de stresante. Valetul de monede avem aici și luna. O legătură cu Zodia Rac sau cu Zodia Scorpion, dar cărțile astea două împreună vorbesc despre faptul că tu astăzi ești curios, vrei să afli multe lucruri, Poate chiar, așa cum ți-am spus, o femeie te poate ajuta să îți clarifici anumite probleme. O puternică legătură văd aici cu zona spiritualității, dar și cu o persoană mai tânără. Următoarea carte, 10 de monede, o bucurie pentru sufletul tău, poate să fie o bucurie legată de o persoană din familia ta, poate să fie o femeie. Următoarea carte, 6 de cupe, o împlinire pentru sufletul tău, mai văd aici, dar și o legătură cu un suflet pereche. Foarte interesant. Este o zi bună pentru tine, dar cartea aceasta totuși vorbește despre faptul că e bine să îți asculți intuiția și să încerci să vezi practic cum stau lucrurile, pentru că uneori cartea aceasta vine și cu iluzii la pachet. Zodia Taur pentru tine este o zi în care, în primul rând, pot apărea tensiuni în relația cu șefii sau în relația cu autoritățile, dar, pe de altă parte, este o zi în care reușești să rezolvi ceva foarte interesant legat de zona spiritualității sau o femeie te ajută să rezolvi ceva, cineva. Se organizează bine. Poate e vorba de o persoană care lucrează ceva la nivel înalt, este o persoană care lucrează cu mintea, care organizează, dar în cele mai multe cazuri, tind să cred aici că astăzi o femeie te va bucura. Poate să fie o persoană care se află la distanță de tine, pentru unii dintre voi. Și mai văd aici o susținere foarte mare din partea unui prieten sau. Pentru taurii care vă aflați într-o relație, vedeți că astăzi vă puteți face niște planuri foarte bine puse la punct alături de partener sau alături de persoana dragă. Iar dacă ești un taur singur, deschide ochii mari pentru că este o zi în care ai ocazia să întâlnești pe cineva, dar probabil într-un cerc de oameni mai spiritual. Doi de băte, doi de spade. Văd aici faptul că ai de luat o decizie în legătură cu viitorul tău sau văd aici o decizie legată de zona internetului. Poate să fie și o zi în care ești foarte mult pus pe gânduri. Cavalerul de cupe, o invitație pe care o primești, dar și o veste bună din partea unei persoane care se află la distanță de tine. O veste pe care o primești legată de o persoană dragă, mai văd aici, iar ultima carte este Regina de Monede. Este cartea ta, deci e clar că astăzi este o zi foarte bună pentru tine. O zi în care te simți împlinit, o zi în care faci ca lucrurile să funcționeze într-un mod foarte, foarte benefic pentru tine. Regina de Monede vine și cu apreciere frumoasă, dar și cu niște bani pe care îi poți primi dar alți tauri chiar puteți să vă simțiți foarte mult apreciați în această zi, așa cum am spus. Zodia Gemeni. Pentru tine să știi că este o zi foarte interesantă în care o femeie te ajută să rezolvi să închizi ceva legat de muncă. Vezi că este un moment foarte bun pentru tine, deoarece Venus în momentul în care face acel aspect cu luna se află pentru tine pe casa opta da? pe o casă a transformărilor pe o casă a îmbogățirilor pe o casă a trăirilor intense, da, Venus e micul benefic de acolo, deci. E ceva, nu știu, ai o zi intensă la muncă, dar într-un sens pozitiv, adică lucrurile sunt bune. Pot apărea tensiuni din zona străinătății sau pot apărea tensiuni astăzi legate de zona studiilor înalte. Pe acolo poate să fie ceva tensionat. Însă mai am o veste bună și anume este o zi în care te afirm, este o zi în care ești apreciat la muncă, toată lumea te aplaudă și Probabil tu ești persoana care rezolvă acea problemă care apare. Hai să vedem, dragi gemeni, ce se întâmplă, ce faceți voi. Sau e o femeie care te ajută. Ideea e că lucrurile sunt bune. Hai să vedem. Ce fac, dragii mei, gemeni? Prima carte, Marea Preoteasă și cu acest cavaler de băte. Este o zi în care ai o energie foarte bună, văd că ești foarte concentrat pe ceea ce faci și mai mult decât atât, ești foarte bucuros. Ai tu acolo o sclipire în ochi specială. Pentru alți gemeni e posibil să apară cineva la locul de muncă, da? dacă sunteți singuri. Regele de spade, Poate să fie cartea ta, și anume că reușești să te organizezi foarte bine. Cartea vorbește și despre un moment în care ai aici o puternică legătură cu o instituție sau poate e ceva legat de o organizare foarte bună, de niște reguli. Ultima carte, Asul de Spade, un nou început pentru tine. Poate să fie ceva nou ce înveți sau o decizie importantă pe care o iei, dar și o organizare mai bună vezi pe care poți tu să ți-o faci. E vorba de a transforma programul sau de a închide ceva, de a transforma ceva, dar e în bine pentru tine. Repet. Zodia Rac. O zi în care ai o relație foarte bună cu persoana iubită, dacă ești într-o relație, sau uh, este o zi în care lucrurile decurg foarte bine în relația cu un copil, dacă ai copii. Iar cei care aveți afaceri, e o zi foarte, foarte bună în care puteți să găsiți un colaborator extraordinar de bun. Pe de altă parte, uh, vezi că e un moment, așa pentru tine, în care pot apărea tensiuni. Da, tensiuni legate de o organizare mai bună Ți-am zis că e o zi cu organizare Pe de altă parte, văd o veste bună sau ceva frumos ce se întâmplă pentru tine Ori pe zona spiritualității, ai o conștientizare Ori primești o veste bună din partea unei persoane din străinătate Sau e vorba de o persoană care studiază la nivel înalt Este o persoană specială pentru tine, în ochii tăi dar, pentru alți raci, ascultați-vă intuiția că astăzi aveți foarte multe idei bune, aveți multă creativitate și de aici lucrurile sunt benefice. Hai să vedem, dragi raci! Da, unii nu o să fiți atât de deschiși la, uh, nu știu, la schimbarea acestui program, dar e ceva benefic. Hai să vedem. Arcana Majoră, Moartea, o legătură cu un scorpion și asul de bâte. Aici e clar că îți vine o idee genială astăzi, poți să încerci lucruri noi, să experimentezi lucruri noi și văd o speranță foarte mare care apare în inima ta. 5 de spade îmi spune aici că te simți învingător dintr o situație. Poate să fie vorba și de un compromis din care tu reușești să ieși foarte bine. Ultima carte, Regina de cupe, o legătură cu sufletul tău, o legătură profundă, văd aici Cartea poate să mai vorbească și despre o legătură cu cineva care, nu știu, cumva este mai sensibil. Ce am zis, poate e cazul și pentru tine să te deschizi mai mult în fața noutăților. Zodia leu. Dragi o zi bună în care rezolvi ceva legat de casă și ceva legat de familia ta îți mai faci acolo niște lucruri sau alți lei reușiți să rezolvați niște lucruri foarte frumoase legate de spațiul în care vă desfășurați activitatea. Nu știu, se, se repară ceva, se rezolvă o problemă și e ceva legat și de o femeie. Deci pe acolo lucrurile sunt bune. Pe de altă parte, este o zi în care pot apărea tensiuni în relația cu membrii familiei sau pot apărea tensiuni chiar în ideea aceasta de a lucra la ceva, adică pe de o parte rezolvi, pe de altă parte cineva ți atrage atenția că e nevoie să faci lucrurile mai diferit, da? să te organizezi mai bine și atenție pe acte astăzi. De unde vine partea bună? Chiar din zona aceasta a spiritului, nu știu, vei avea niște experiențe foarte plăcute aici, legate de trecutul tău, legate de ceva ce se închide. O să simți ca o eliberare. Poți să primești o veste bună legată de o moștenire sau de o împărțire de bunuri. Alți lei primiți o veste bună legată de o sumă mare de bani, o veste bună legată de o bancă. De un împrumut, știu eu ce faceți fiecare. La baza pachetului, doi de băte, cavalerul de băte. Se pare că ești foarte entuziasmat atunci când vine vorba de... Modul în care tu îți organizezi lucrurile. Văd aici o bucurie legată de o călătorie îndepărtată sau o bucurie legată de străinătate. Foarte clar, văd aici acest aspect. Patru de monede pentru tine. Văd aici că ești foarte sigur pe tine, așezat. Patru de monede vorbește despre. Acel moment în care ești foarte sigur pe propria persoană, văd aici pe cineva care simte o siguranță materială, sau pentru alții poate să fie vorba de o relație. Ultima carte, Cavalerul de Spade, poți să ai parte astăzi de o discuție în contradictoriu, sau astăzi se pot întâmpla evenimente neașteptate pentru tine. Foarte interesant, Eu o zi cu multă energie tânără, da? Pentru pentru tine și asta e de bine. Uh, sunt bune planurile pe care le ai tu sau ce vrei tu să faci, dar ți se cere o organizare ceva mai bună. Zodia Fecioară. Um, pentru tine este o zi bună să ai o discuție cu persoana iubită sau o discuție cu un copil. Un drum scurt te poate ajuta să rezolvi ceva foarte, foarte important. Fecioarele care aveți astăzi de purtat o discuție, o negociere, ceva legat de o afacere sau um, ceva legat de o petrecere, de ce nu? Astăzi sunteți extrem de bine susținuți și e ceva legat de o femeie pentru cei mai mulți dintre voi Apoi, este o zi în care ești foarte mult favorizat pe ceva legat de un contract, de o asociere, de un parteneriat în egală măsură și tot astăzi vezi că apar niște tensiuni la muncă. Cineva pe acolo vrea mai multă organizare, cineva are niște pretenții, e mult spus pre pretenții, e cineva care vrea ceva să fie așa, într-un anumit mod, poate ești tu. Ești o persoană care te organizezi foarte bine și cineva nu, cineva nu face cum trebuie și gata. Ți-o Încep e neapărat acum că te cerți cu cineva, pot exista pur și simplu discuții în contradictoriu sau ți-aș mai recomanda să acorzi o mai mare atenție drumurilor astăzi, deci dacă ești și conduci atent, respecti regulile de circulație, e ok. Gata, a început citirea. La baza pachetului, Eremitul, care este cartea ta în tarot, foarte frumos și aici avem și cavalerul de monede. Se pare că astăzi lucrurile decurg fix așa cum îți dorești, totul merge încet și sigur, totul este foarte bine organizat și văd un drum pe care îl faci către o bancă sau către o instituție în care trebuie să plătești ceva. Poate chiar se mai așează lucrurile legate de un proiect pe care tu îl ai, 4 de bâte reprezintă o bucurie, o victorie pentru tine. Poate te pregătești pentru sărbători, posibil și acest lucru. Ultima carte, 3 de cupe, o bucurie mică pentru sufletul tău și o eventuală întâlnire cu un prieten sau cu niște persoane dragi ție. Alții, v-am spus, vă puteți întâlni și cu persoana iubită astăzi, veți discuta multe, veți avea niște momente plăcute, iar fecioarele singure, și mai ales dacă vă doriți pe cineva, că nu toată lumea își dorește, acum aveți ocazia. E nevoie să socializați ceva mai mult. Zodia balanță. À, pentru tine este o zi în care pot apărea niște tensiuni în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Dar mai mult aș merge... Nu știu dacă e să discutăm de un copil, mai degrabă aș merge pe acolo. E ceva legat de bani, e ceva legat de apreciere, de felul în care copilul respectiv te ascultă, nu te ascultă. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba de o tensiune care apare în zona afacerilor, dacă aveți afaceri. Mai văd o tensiune legată de, o, mă rog, de, de persoana iubită. Vezi că se rezolvă ceva legat de o femeie și ceva legat de casa ta sau, nu știu, cu Venus acolo îmi dau seama că ești concentrat pe casă. Vrei să-mi frumusețezi, schimbi perdelele, schimbi păturile de prin casă, adică ai treabă, vrei să-mi locul. Pe acolo lucrurile decurg foarte, foarte bine. Uh, mai văd ceva benefic pentru tine și mai exact o apreciere foarte mare pe care o primești pentru ceva ce tu faci. Uh, de asemenea, este o zi foarte bună pentru tine să primești niște bani de la muncă sau o apreciere, cineva te bucură, sunt vești bune care apar. La baza pachetului, regele de spade, 5 de spade. Se pare că cineva este cam dur aici, poate e vorba de tine și anume că vrei să-ți urmărești puțin un interes pe care l ai. Ai ceva de finalizat, ai ceva de făcut și poate chiar începi să spui, eu pe primul loc. Restul mai încolo, nu e nimic greșit în asta, dar atenție pe acte, hârtii și documente în această zi. Regina de cupe vine cu o legătură foarte puternică cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești și tot această carte vorbește despre faptul că este o zi în care ar fi bine să-ți asculti intuiția, Parcă ai legătură cu o persoană așa mai sensibilă, mai uh, energică. Și ultima carte, pajul de spade, foarte multă curiozitate pe care o ai astăzi pentru a afla ceva anume. Vrei să studiezi ceva, vrei să rezolvi ceva. Dar văd această idee de uh, discuție în contradictoriu, de nedreptate, ceva aici se întâmplă. Dar cu valetul de spade cu siguranță vei găsi. Uh, vei găsi soluția. Zodia Scorpion Pentru tine este o zi în care pot apărea tensiuni în relația cu membrii familiei. Pot apărea tensiuni legate de o casă, legate de o moștenire, sau pot apărea tensiuni legate de o persoană foarte apropiată ție poate să fie și cineva din trecut sau o problemă veche da, care revine acolo. Partea bună a lucrurilor este că o femeie te sfătuiește foarte bine astăzi, deci îți spune niște lucruri frumoase, te ghidează într-un sens bun, iar pentru alți scorpioni este o zi foarte bună pentru comunicare. Vezi că vei fi mult mai apreciat da, atunci când comunici și în urma unui drum scurt pe care îl faci, reușești să rezolvi ceva. Apoi, tot marți este o zi bună în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Dacă ești un scorpion singur, atenție mare prin jurul tău astăzi că poate să apară cineva la orizont, iar scorpionii care aveți copii și sunt adolescenți sau da, au o vârstă, e posibil astăzi să auziți vreo veste că, nu știu. Nu știu copilul vostru și-a găsit un iubit și-a găsit un prieten ceva de genul acesta, dar nu e pentru toți scorpionii, hai să vedem, dragilor, ce se întâmplă. Ce trebuie să știți sau vezi că e o zi bună să rezolvi ceva legat și de o afacere asta, dacă te ocupi cu așa ceva. Prima carte, 6 de monede, Cavalerul de Spade, apare un eveniment neașteptat legat de niște cumpărături pe care le-ai făcut sau un eveniment neașteptat legat de bani. Poți să primești bani pe neașteptate sau chiar discutăm despre o zi în care apar cheltuieli neprevăzute. Pajul de băte văd aici faptul că ești încântat să faci o activitate nouă în această zi, mai mult decât atât, văd că ești încântat să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău. Ultima carte, Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, văd o alegere pe care tu o ai de făcut, poate chiar e vorba de o alegere legată de niște cumpărături, de niște cadouri sau o alegere mult mai importantă de atât. Depinde de situația în care te afli. Dar atenție puțin ce cumperi, că e, e posibil să. Să dai prea mulți bani și să te bucuri pe moment, dar după să-ți dai seama că nu prea se merită, dar repet, tu faci cum crezi, tu știi bugetul. Zodia săgetător. Pentru tine este o zi în care ai o intuiție bună, dar ți se cere să nu exagerezi uh, cu zona aceasta de drumuri și să nu exagerezi cu partea de comunicare, adică să nu vorbești prea mult și să nu mergi prea mult pe jos, să nu conduci foarte mult pentru că nu ai energia necesară. Da? Pe de altă parte pot apărea niște discuții în relația cu rudele și în mod special e vorba de o rudă ori mai în vârstă, ori e vorba de o rudă mai dificilă. Da? Fiecare familie are uh, ruda lui mai dificilă. Da? Că e normal să fie așa. Apoi, uh, E o zi bună în care o femeie te ajută sau primești niște bani pe neașteptate, primești o apreciere într-un mod neașteptat. Poate chiar e vorba de muncă, primești niște bani suplimentari și chiar rămâi surprins, dar eu simt aici să spun că e vorba de ceva bun ce ai făcut -o în trecut și abia acum primești laudele, adică acele cuvinte frumoase, acum primești banii și mai este o zi bună în relația cu familia sau uh, într-o situație legată de o moștenire de o casă. Vezi că pe acolo e cineva care o să-ți ofere niște păreri și vezi că sunt foarte bune, da. Hai să vedem dragi săgetători, ok, cavalerul de băte, prima carte, foarte multă energie ai astăzi, în ciuda faptului că luna totuși se află pe uh, pe această casă astrologică șapte de monede. Nu știu, se întârzie ceva legat de o petrecere, ceva legat de o întâlnire pentru unii dintre voi. Următoarea carte, 4 de monede. Văd aici faptul că parcă ceva funcționează greu, ori ceva te blochează, ori acest patru de monede vorbește de acel moment în care lucrurile devin mult mai stabile, mult mai sigure în viața ta. 7 de cupe vorbește despre multe șanse pe care le ai, Uh, dar vorbește și despre intuiție. Poate ar fi bine să lași puțin uh, lucrurile practice deoparte și să-ți asculti intuiția, mai ales dacă e vorba de o situație care seamănă foarte mult cu ceva ce ai mai trăit tu în trecut. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi în care pot apărea tensiuni în relația cu prietenii sau în grupurile de oameni din care tu faci parte la muncă, într-o ședință, într-un concert, nu știu undeva vezi că tensiunea ține de ideea aceasta că nu te simți tu suficient apreciat sau undeva nu te simți bine, însă este și o zi bună, o zi în care ceilalți să știi că îți vor aprecia destul de mult felul în care te îmbraci, îți vor aprecia destul de mult magia pe care tu o ai. Vezi că mai e puțin și soarele intră în zodia ta, mai e puțin și e solstițiul de iarnă, deci nu pune la suflet tot ceea ce se întâmplă. Eu zic cu contradicții pentru tine. Apoi, niște discuții foarte bune pe care le poți avea cu o rudă, cu un prieten, cu niște persoane dragi ție. Deci în ciuda acelui impas, în ciuda acelui lucru, văd că până la urmă lucrurile sunt bune. Poate vrei tu acolo să organizezi pe cineva, îți pui o părere și inițial oamenii se uită așa ciudat la tine, dar apoi să știi că există marea posibilitate să fie de acord cu tine, să-ți dea dreptate, cum s-ar spune. Hai să vedem dragi capricorni. La baza pachetului, asul de băte și spânzuratul, o legătură cu zodia pești, văd aici o idee pe care tu o ai uh, și care inițial e blocată undeva anume, așa cum îți spuneam. Uh, poate vrei să te distrezi, vrei să te simți bine și ceva te blochează acolo. 10 de băte este o zi în care ai foarte multe lucruri de făcut, dar Soarele, încă fiind în această poziție din punct de vedere astrologic, totuși, și cartea spune același lucru, adică poate să fie o zi puțin apăsătoare, în sensul că tu ai fix aceleași activități, doar că obosești mai ușor, mai ales dacă apar mai multe activități, cu atât, mă rog, e mai rău, cum s-ar spune. Bine, acum nu-ți imagina că nu e neapărat ceva negativ. Așa cum ți-am spus, ai tu acolo o idee, vrei să faci ceva și sunt persoane care nu prea, nu sunt atât de deschise. Ultima carte, 10 de spade, 10 de spade vorbește de un final. Da, posibil, unica capricorni chiar e posibil să vă gândiți foarte serios să închideți ceva anume. Vă gândiți foarte serios să ieșiți dintr-o situație. Dacă te gândeai să-ți faci ordine la prieteni, că mă gândesc că pentru unii e vorba de niște probleme foarte vechi, adică nu sunt chestii care se întâmplă așa doar în ziua de marți. Și e posibil ca acum, foarte, foarte, bine și foarte frumos, să spui gata până aici, îmi văd de drumul meu sau îmi schimb planul de viitor. Și asta e foarte bine să faci. Zodia vărsător. Dragi vărsători, uh, o zi în care pe de o parte străluciți de-a dreptul, pe de altă parte vă dați singur cu stângul în dreptul. Nu știu cum o să înțeleagă cei care se uită în altă limbă, dar în fine. Adică, una spuneți, alta faceți. Nu știu, sunt acolo niște probleme legate de o persoană cu autoritate asupra ta. Poate să fie soțul, poate să fie tatăl, poate să fie șeful, dar sunt niște discuții acolo, sunt niște lucruri care apar, poate chiar neprevăzute. Dar partea bună e că, pe neașteptate, o femeie te ajută în această problemă. Uh, în egală măsură ce mai văd aici este faptul că poate să fie o persoană din trecutul tău, poate să fie o persoană din familie, poate fi o femeie puțin mai pretențioasă, dar care te ajută foarte, foarte mult și chiar primește apreciere de acolo de unde te aștepți mai puțin și tot astăzi. Ai ocazia să primești niște bani sau nu știu să rezolvi ceva și asta să-ți crească foarte mult stima de sine, să începi să te simți mult mai bine, mult mai încrezător în tine. Unii puteți să primiți niște bani astăzi sau puteți să vă cumpărați ceva sau nu știu, vă aplaudă cineva. Hai să vedem temperanța judecata, o legătură cu un săgetător mm, interesant. Uh, văd aici că este o zi în care revii într-un anumit loc, văd aici o veste bună care apare de împăcare, te revezi cu cineva și nu-ți imagina acum că e vorba de dragoste neapărat. Da? Te revezi cu cineva, nu știu, cu un vecin, cu un prieten, revii la o programare, ceva acolo se întâmplă, da? Și văd aici o veste bună, în sfârșit se ia o decizie bună pentru tine, finalizezi ceva... Regina de bâte spune despre o legătură cu o zodie de foc, leu Berbec săgetător, dar văd aici foarte clar și multă pasiune din partea ta. Văd foarte multă determinare, iar ultima carte este nouă de cupe, foarte frumos. O bucurie pe care o ai, o mulțumire, o împlinire. Și asta este absolut fantastic! Zodia pești, dragi pești, o zi în care, în primul rând, ai o intuiție foarte bună, foarte, foarte bună. Vezi că se rezolvă ceva astăzi important pentru tine legat de străinătate sau ceva legat de zona studiilor înalte. Pe acolo lucrurile încep să devină mult mai bune. Tensiunea, în schimb, poate să vină din partea reacției unui prieten da? și rămâi și tu așa surprins de lucrurile care se petrec. Pe de altă parte, este o zi foarte bună pentru tine în care o femeie te ajută foarte mult sau un grup de femei. Poate să fie vorba și de niște prieteni de-ai tăi, da? Deci ai un ajutor acolo de la o persoană importantă. Indiferent care sunt surprizele, indiferent chiar dacă e vorba de a încheia ceva, dar totul e de bine pentru tine. Adică lucrurile sunt bune. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți. Voi astăzi aveți o intuiție, repet, extraordinar de bună. Șapte de monede, 8 de cupe. Se pare că ai așteptat ceva foarte mult timp și acum văd că renunți, ori la o idee, ori renunți la un proiect, ori renunți la ceva anume, pentru că ai obosit în legătură cu această așteptare. Luna îți spune despre o legătură cu zodia Rac sau cu zodia Scorpion, îți spuneam că o femeie te poate ajuta mult, dar totuși luna aici îți spune că e bine să nu te arunci cu capul înainte și e bine să ți asculti intuiția, dar să nu iei în considerare și faptele sau zâmbetele de prin jurul tău pentru că pot fi mascate. Ultima carte nouă de băte, văd aici o teamă din partea ta, poate o senzație de oboseală, alții pur și simplu aveți de lucru, nu știu, trebuie să lucrați mult, vă vin persoane în vizită, faceți pregătiri. Sfatul este să lași lucrurile să curgă și să fii deschis. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate semnele zodiacale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână. La previziunile pentru luna decembrie, dar și la previziunile pentru anul 2023, atât analiza de tarot, cât și analiza astrologică, în curând, repet, vor apărea toate semnele zodiacale pentru analiza astrologică. Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă!